În momentul ăsta e în studioul Radio Zoo, nu vorbește, n-a zis nimic până acum, nu l-am auzit vorbind, dar avem toată vara la dispoziție ca să-l transformăm dintr-un papagal mut într-un papagal cu limbariță. În momentul ăsta văd că e foarte preocupat de... Ce face el acolo, mă? Ce faci, mă? Păi, oricum, ciugulește ceva. Are o colivie imensă. Eu când am venit în București, în garsonieră, în drumul taberei, n-aveam atâta spațiu cât are papagalul ăsta. Deci o colivie cu vilă, de fapt. E un fel de penthouse pentru papagale. Are și zorzoane, tot felul de... Scară interioară, observați. Bling-blinguri, scară interioară. E ceva de lux, în orice caz. Am înțeles că e dintr-o rasă care se numește Guraliva... Estumest. Lori. Cum? Guraliva Lori. Asta e rasa papagalului? Asta e Loredana Groza, Guraliva Lori. Și că din când în când zice păzea. Asta a învățat să spună papagalul până acum. Păi zice păzea, probabil a locuit la guvern până acum câteva săptămâni și de asta a învățat cuvântul păzea. Are un cioc foarte mare. Deci papagalul nostru e tare în cioc. E mai tare în cioc decât Băsescu un boc. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. E verde, galben, roșu, albastru. E femelă sau bărbat? E bărbat. Meștere. Zice ceva să te audă ascultătorii. Frățioare. Boss. Cum să ne... Adică... Dar cum, ce nume să-i dăm? Spuneți-ne și nouă, cum să vorbim cu papagalul ăsta? Pentru că, de fapt, provocarea pentru voi vara asta este să învățați papagalul să spună Popescu este zu. Auzi, tu l-ai auzit zicând păzea? Că poate zice păzu. Eu sunt păzu acum. Păzu, da? Da. Deci zi Popescu este zu. Zi că ia 1000 de euro.